Tragedie fără margini la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Comisarul șef Tomiță Lazăr, șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale, a dispărut duminică seara în apele râului Siret. Totul s-a petrecut în zona balastierei de la Biliești, la circa un kilometru în amonte de podul de cale ferată de la Suraia, care traversează Siretul. Din primele informații, comisarul șef Tomiță Lazăr s-ar fi aruncat în apă pentru a o salva pe Mariana, fiica sa mai mică. Ea se afla în pericol de nec. Omul legii a reușit să o arunce mai spre mal, dar el nu a mai putut ieși din apă. Fata a fost salvată, însă tatăl ei a fost tras de curenții puternici din zonă și după ce a ieșit de câteva ori la suprafață, acesta a dispărut. Întreaga scenă a avut loc în zona balastierei de la Biliești, la circa un kilometru în amonte de podul de cale ferată de la Suraia. Specialiștii spun că râul este periculos în zonă, iar fata cea mică ofițerului în vârstă de 24 de ani nu știa să înoate. Acum comisarul șef Tomiță Lazăr este căutat de echipe de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și Brăila.